asta. Cum a fost ce a ajuns? Deci, faci asfalt, îl torni frumos și după 2 ani, ce 2 ani? Niciun an încă n-a trecut. Da, nu a fost. Te apuci și spargi. Mai întâi bagi conductă de apă, ce dreacu a băgat. Păi o asupă și peste vreo 6 luni iar spargi. Bagă conductă de gaze sau, nu știu, canalizarea băgat, ce dreacu a mai băgat. L-au spart de vreo 2-3 ori. Nu știu, partea asta dreaptă e spartă definitiv, dar asta stânga mai rămas cât în păi la ce dracu n-a băgat conducte cu scusul ăsta? Fau șanța, dânc, băgau tur, făceau canalizare și băgau conducte și pe acolo. Cumva, păi poate mai există soluția, a noi soluție. Ce e mai bune sunt să spargi strada ca să torni alta, să iarzi bani de la hoț, la stat. Da. Nu trebuie aprobat proiectul de la început. Băi, n-ai canalizat, ce vrei să faci aici? Stat, păi ok, nu torni asfalt până nu faci utilități. Păi făcuși tu case aici, te duci la fraie ăștia, că așa aceea case memoale, da? Și după aceea, n-au canalizare, n-au gaze, n-au apă, nimic. N-au nimic. Fie că ea vreau să curent. Păi ăsta e și oraș, și ca pasie în oraș. De Pipera, dar Pipera nu a avut asfalt. Da, dar ăsta a avut asfalt și apoi l-au spart. Cum să turmă tu asfalt nou, să bagi milioane de euro, aceea? Băi, ăsta a pus să faci, uite, de nenorocire de GD. Păi ce să mai repară ăsta? Ăsta trebuie tot, dar făcut altul. Eu pe ăla l-aș băga în pușcărie care a turnat asfaltul ăsta, mi-a dat aprobare să se toarne pe aici asfalt, fără să tragă utilități. Pușcărie l-aș băga. Cine a semnat? Toți în lanț până la ultimul. Mare caracalița. Caracalița din vârf de 20 de ani suge într-una. La care? De unde? Proștii bătează acolo. Le facă parcări din oraș. Le parcă toată lumea, toți sunt șoferi. Toată lumea cu nu se trebuie parcări. Ia, nu merge greagă prin janti acolo. Cine o pune să meargă pe drum? Păi da, ce, n-are mașină? Păi, n-are nepoți, n-are copii? Păi deja barcă, că uite, cu geam. Și cu de șuvale. Mie trebuie să mai dă la vâscă, că pur ce nu am. Natural. E necăpare. Merge treaba. Merge treaba, dacă dă la pedala, merge. Par să le iei și pe aici, băgară, că ne duci treabă cu băgară partea asta. Te-ai luat drumul de 2 ori. Iar inutil pentru noi, dar inutil pentru ei. Util pentru ei, numai inutil pentru ei. Zici că după aia repar. Bă, frate, când ai făcut un proiect, nu trebuie să vă la loc cum a fost. Ce dracu e asta? Cât de frumos era pe aici? Că frumos a fost nou-nouț. Că am și poză cu el. Turnat proaspăt. Asta înainte cu hoții ăștia care azi toarnă, mâine taie, păi mâine spart, mâine iar toarnă. Normal că banii sunt dubli după aia ca să torni iar. După 3 ani dublează prețul la asfalt. Și târgu